Ai zis ceva? Prințesa Dorogoiului. Da, am zis... Adică? Adică sunt interesată de ceva. Ia-ză sincer, uită-te atent la mine. Am nevoie eu de o schimbare? Măi, Mirabela, tu vrei să-ți faci schimbare de sex? Băi, mă vezi că sunt cât porcul, dar să știi că eu la chestii de-astea fug mai repede ca leopardul. Nu, prostuțule, vreau să-mi fac o schimbare minoră. Vrei să te schimbi minoră? Nu-i bine, mă, Mirabelu, că mă bagă ăștia pormul la corupere de minore. Ziceam că vreau să-mi schimb puțin lucrul. Adică, de exemplu, să-mi tatuez prânșenile la salon. Să-ți tatuez prânșenile la salon? Du-te tu încolo. Ce te mai duci la salon când dai lângă tine un maestru al tatuajului? Ține fac eu cu cerneală și cu agdă, cu sud și cu tuș iese și mai și... Păi în liceu am făcut la jumătate clasă, ne-am tatuat tot. Dar ce este la jumătate clasă? La jumătate liceu? De fapt, la jumătate școală, că n-am ajuns la liceu, că n-am trecut. Tași-mă odată, am voucherul ăsta de la revistă și vreau să-l folosesc. Cam două servicii, tatuarea sprânșenilor și mă mai gândeam la ceva silicon, că tot e la modă. Mirabelu, dar tu n-ai nevoie de silicon, mă, mică, că ți-a dat mama natură. Ia uite ce țuțuloane faine și frumoase. Și-o adică n-a să o văd așa cum place mie. Nu aici vreau, mă. Mă gândeam să-mi pun silicon la lobii urechii să fie mai ferm, să-mi pot agăța cercei mai mari. Păi cum ți-a găsit ce-i că la urechi n-ai sfârc? Îți faci urechile mari ca salățile și... E bune că e loc de aer condiționat, că poți să faci asta, alungi muștele pe spate. Mai am o problemă, am voucherul ăsta, dar mai am nevoie de bani și încă de o sumă frumușică. Vedem noi cum facem să... Mi-am adus aminte ceva. Închide ochii. Ta-da! Ia uite, un cec în alb, cum are toți barosanii. Ăsta nu-i cec, e o hârtie goală, mă. Cum? Deci ăsta nu-i cec? E o hârtie goală? Fără nicio valoare. Artițe-al focul, Matiescule, de scroc. Dacă nu te crap. Tașcă, știu cum fac. Le cer împrumut lui Poponeș și lui Chioretti, că tocmai au luat salariu. Salariul lor plus salariul meu, egal cât trebuie. Categoric nu! Nu te las să-i bandă la ei și special de la Poponeț! Am înțeles, șeful. Dar-mi dai tu? De unde mă mira pe el? Nu e. De unde nu e dos? Așa mă gândeam și eu. Las că rezolvă fata. Bă, nu zici că moldoveanca asta a ajuns mai rău ca rușină? Ia totul cu japca. Ce ți-a luat? Nu mi-a luat. Mi-a cerut. Salariu? Da, ci că cu împrumut. Ți-a cerut și ție? Ți-a cerut și ție? Băi, ce tupeu bolșevic și ne mai ești de proști. Auzi? Împrumut. De parcă noi nu știm că rușii când iau ceva, iau de tot. S-a terminat. Păi vezi Crimea? Vezi tezaurul nostru? Pirinesis. Și lefile noastre e ca un fel de tezaur pentru noi. Că fără ele, noi rămâne nemâncați, nenică. Și eu dacă rămâne mâncat, păi pe mine mă ia așa cu leași în dacirea de la lingurică și simțesc că-mi fuge picerele după pământ, exact ca la cutremurul din 77. Nu, nenică, nici într-un caz eu nu-i dau nimic, ca să fie în clar. Nu poți, bă, că o să ne persecute și mai rău. Adică nici eu nu vreau să-i dau, dar trebuie să-i dau. Sau, în fine, putem să nu-i dăm, dar ne trebuie un plan, o strategie ceva. Strategie? Ce, mă, băiețu, dar răia în voi? Mai spălați-vă, că de azi s-a inventat apa. Nu putem, colega, că nu ne lasă Chitra la baie, dacă avem o datorie la el și a zis că datoria asta musai să o plătim astăzi. A, păi mergeți, mă, liniștiți și spălați-vă, că rezolv eu cu pupăză. Îl conving să vă mai amâni. Îi zic că trebuie să-mi împrumutați mie bani, că de fapt asta o să și faceți, nu? Dracu să fii! Nu! Ce ne facem? Ce ne facem? Hai, nu rămâi, băieții, mă! Să trăiți un chestor. Ce vezi, mă, fețele astea de priveni? Avem o problemă, șef. Ce problemă? Da, trebuie să o împrumutăm pe Mirabela cu niște bani. Și nu prea avem. Bani? Da.
V-a cerut vouă banii, mă, părăliților. Vă vine să credeți? Ce sadism! Spuneți-i să-mi ceară mie, da? Cu împrumut eu dezinteresat. Să trăiți, domn Chester! Haide, grabă, să o anunțăm cu Moldoveta! Ce să o anunț, mă? Ce crezi că aia e proastă? Crezi că aia nu știe ce înseamnă dezinteresat la domnul Chester cel bătrân? A? Păi, o să facă ăsta cu ea niște acte? Păi bine, nu așa e normal. Nu așa se face la orice împrumut. Nu așa lucrează banca. Acte, acte. Nu acte de-astea, Chiorete. Acte de-astea. Banca nu te bip că să uită lumea. Să moar tu! Vezi că banca e el mai mare bipuitor pe fața pământului. Eu vreau să-ți plătesc taxa la timp, dar nu mă lasă criza deloc, că nu merge afacerea. Am ajuns să mă împrumut la prieten ca să... Ca să nu scadă dobânda în bancă, să nu o pierzi, a? Ce dobândă, Barosane, că nu mai am mare lucru în bancă, că am tot investit și s-au dus pe apa sâmbetei. Mă scuz mai puțin. Da, Gogoașa. Ce? Vin acum! Scuze-mă, dar trebuie să plec urgent până acasă că a apărut o problemă. Vezi? Astea mi-au mâncat banii. Să nu crezi cumva că plec ca să scap de tine, spun. Păi nici n-ai cum, bă, că sunt umbra ta. Da. Mamă, ce umbră mare am. Mirabeluța, de ce n-ai venit la mine să te împrumut? Că nu-ți luam pielea după tine așa cum fac băncile. Domnul Chester, da. Eu zic să încheiem discuția aici, că dacă aude șefa... Foarte bine să audă. Să se convingă că nu mai am interes la tine. Absolut deloc. Te împrumut dezinteresat. Ca un bun coleg. Domnul Chester, vă mulțumesc pentru intenție, dar mi-o promis altcineva. Dar dacă cumva se întâmplă și nu poate să-mi dea, apelez la dumneavoastră, sigur. Promit, promit. Da. Cu ochii în soare doar ca să-mi spui că s-a stricat soleria? Pupăză, eu te-am sunat doar să spun că avem o problemă. Nu să vii acasă. Dar dacă tu ai închis telefonul ca disperatul și nu m-ai ascultat până la capăt, eu ce vină am? Te-am sunat doar să spun că o să cumpăr o solerie nouă și să nu zici că nu ți-am spus. Nu trebuie să cumpere alta, mă. O repari. Pentru că e o amărâtă de solerie, nu e centrală nucleară. Mi-e teamă că nu pot să o repar. Păi normal că nu poți, mă, că acum te crezi Barlăsan, miliardar, curge lelea pe tine, mă! Dar nu e vorba de lele pe tine, bă, e vorba că soleria asta e de-aia veche, cu fir. Și care-i problema? Schimbă firul! Da, că astea moderne, oarele sunt nocive, că ne radiază cu semnalul lor. N-ajunge că ne omoară ăștia cu telefonia mobilă. Mai adăugăm încă un ucigaș tăcut. Hai, repar-o mai repede, că aștept un curier cu un colet extrem de important. Pupăză, firul e băgat pe-n pereți. Ca să-l schimb, trebuie să sparg toți pereții. Lasă-l! Lasă-l, că șantierul e mai nociv decât wireless-ul. Da, bă, șantierul face praf și praful ajunge în plămâni și faci asta și te duci. Tu vrei să mor, mă? Auzi, ia du-te și ia tu o sonerie. Dar vezi să fie din aia chinezeasă, că e mai... E cu putere mai mică și nu radiază atât de tare. Că americanii fac din alea, bă, care radiază cât o centrală nucleară, că ăia sunt megalomani. Da, da, da. În pupăză mai nou și americanii sunt făcuți în China. Foarte bine, că-s mai ieftin. Pupăză! Pupăză! Ce, mă, vă aleargă infractorii? Nu, ironicule, noi am venit ca să te avertizăm că acelea trebuie să apară Mirabela și vrea să-și ceară bancul împrumut. N-am! Noi am zis, dar ea nu crede. A zis că te convinge. Da, părerea noastră este să încerci să nu dai cu ochii de trânsa. Că asta e în stare să te convingă. Că e moldoveancă și moldovencele poate orice. Bine că mi-a zis, mă. Ca să nu mă mai duc pe la secție. O să mă văd cu Zen doar aici. Lasă că răspund eu, că aștept un colet important. Stai aici. Da. Bună, eu tot mai plecam, pa! De ce fugi ăsta, mă, Dimini? I-a zis cumva ceva de bani? Noi? Domn Chester, să trăiți. M-am gândit la oferta dumneavoastră și dacă mai e valabilă... Târziu, Mirabela, târziu, îmi pare rău. Că acum Zenobia e cu ochii pe noi și dacă află că m-am cuplat cu tine, mă spune lui Taxu. Dar dacă îmi promiți că o să fii discretă,
și o să ne iubim prin mansarde ca în melodia aia lui Paula Selig. Nu la oferta asta mă refeream, domn Chestor, la cea cu împrumutul. Și aș putea să accept doar ca să vă ajut să-i dovediți lui șefa că nu mai aveți niciun interes la mine. Da, uite, eu... Acum n-am bani la mine. A, dar nu acum. Vă spun eu când, ca să fie de față și șefa, să facem așa o regie frumoasă. Da? Sper că acum ai banii. Tot nu i-am, boss. N-ai văzut? Barul este semigol, în casări mai deloc. Dar chiar mă pregăteam acum să mă duc până acasă ca să mă împrumut de la băieți. Cum mă, cu marele câștigător la loto, te împrumuți de la niște bugetari pârliți? Ai trecut orice măsură, pupăză. Hai că vreau să o văd și pe asta. Vin cu tine. Și aveți amândoi datorii la el? Amândoi și toate alea fac. Dar degeaba aștept, că a zis că are o întâlnire la bar și stă până mai târziu. Poate să vină... Da? Atunci vin dimineață, mai fac o ultimă încercare. Da, da, îl mai vin. Ia! Pupăză! Poftim! Ia, banii care mi-ai cert. Mersi, prieteni. Ia, Barosane! Pentru ce să știam? Da, chiar așa, pentru ce să ia? Păi n-aveam eu datorie la tine? Nu, mă! Te refer la banii care ți-am dat pentru aprovizionare? Păi cu ce am consumat eu un bar, suntem pace, mă! A, da? E sigur că nu mai am nicio datorie la tine? Sigur, sigur! 100%! Ok, dar să știi că am martor că am vrut să-ți dau banii și nu i-ai luat. Atunci, dacă nu mai ai nevoie, poți să mă împrumut pe mine. Mersi, băieți, mi dau la leafă! Sărmâinile. Ți-am adus banii. Vă mulțumesc frumos, dar nu mai e nevoie, că până la urmă am făcut rost. Nu-i nimic. Ia-i pe ăștia și achită-ți datoria aia. Hai că eu te las cât vrei. Și cei de la care am luat mă lasă cât vreau? Da? Păi atunci folosește-te, dragă, de ambele sume. Hai că eu zău dacă am văzut femeie care refuză banii. Îți promit că o să fiu discret. Domn Chestor, puteți să veniți puțin la mine în birou? Da, da. Iezi, drăguță, ce treabă ai cu mine? Strict profesională. Vă rog respectuos să o lăsați pe Mirabela în pace, să nu o mai hărțuiți. Că este mâna mea dreaptă și este de datoria mea să o protejez. Dar nu o hărțuiam, măi, fată! Aveți dreptate, aia nu era hărțuire, era umilință. Că îi ofereați bani ca la ultima prostituată. Dacă vă interesează genul ăsta de servicii, mergeți pe calea moșilor. Zenobia! Tu mă faci moș? Mă refeream la calea moșilor colț cu Carol, că acolo sunt genul ăla de fete. Dar nu i-am cerut așa ceva în treabă. Păi normal, ca să nu vă registreze cineva și să dați de belea. Dar știa ea săraca ce trebuia să facă de banii ea? Să știți că dacă o singură dată vă mai dați la ea, o să aveți de discutat cu tăticu. Hai norovoie, meci! Nu ți-o rușine, bă, mă tăuză, așa să intri într-o casă de oameni. Sună, bă, la sonerie, pe ce ești, vădă până lobădă, nătii de jenă? La ce să sun, milițienii? Puneți-vă sonerie dacă vrei să sun. S-a stricat și asta, nu? Mă, ce dragi de-a mine azi? Nu e. Și... Ia, uitați-vă-ți! Mârlane, ne-a ciordit răbutonul, bă! Bă, îți dai seama ce criză trăim dacă ăștia fură soneria? Ce dragi de amiaz, mă! N-a furat-o nimeni, era pe jos, acolo. Deșteaptă șmecherie, v-ați montat-o la picior ca să nu te murdărești pe mână când suni. Corect, dacă pui mâna ei vreun microb așa cu picior, cine știe ce vagabond vine pe te-o umbla cu degetul? Înainte își pune pe sonerie, iei microbul, e deșteaptă. Nu l-a montat nimeni la picior, tantălăule. Era lipit cu dublu adeziv și a căzut răpăjos, nu ți-am zis? Să vede că-i casă de păsărăi. Ia. Dragul ăla, cum trece tirul? Hell
izbesc! Asta o să mi-o pun și eu la mine la cloponiță, să mai trage afară, dau direct de buton. Lasă-l, te mai juca cu ala, că m-ai zăpăcit de creier! Vrei să-l te zăpăcesc eu cu Basilică? Stii! Auzi, Popoză, am tot stat așa și m-am gândit la viitor. Nu vrei și tu ceva mai mult? Cât timpul trece? Ba da, cum să nu vreau? Serios? Hmm? Și cam ce planuri ai? A, păi dacă merg bine vânzările, o să mă extind și pe trotuar. Și o să pun acolo câteva măsuțe și o să încasez și mai mulți bani. Eu mă refeream la relația noastră, că nu mai suntem așa tineri. Și dacă nu faci copii la vremea lor, ori mai greu. Mă scuzi un pic că... Da, Poponețule? Ce, mă? Mai rar că nu înțeleg nimic. Soneria? Hai că vin acasă că nu te aud cum trebuie. Da, vorbim acolo. Trebuie să dau o fugă până acasă că s-a stricat nu știu ce. Iar. Mamă, faci atâta caz pentru un amărât de buton de sonerie? Nu e niciun amărât de buton de sonerie. Este dita mai furtul, Poponețule, și e grav. Că cine ne-a furat astăzi butonul, mâine o să intre în casă ca să fure și restul soneriei, să-și facă setul. Și dacă tot intră în casă, o să ne ia tot, mă, ca să știe pentru ce riscă pârnaia. Vezi ce logic am? Mamă, dă fier, zici că ai făcut facultatea de metalurgie. Stai, mă, un pic. Poate nu e furat, poate, uite, de exemplu, poate a căzut jos și l-a văzut gogoașii și l-a luat ca să-l lipească. Yeah. Unde l-a luat, mă? Unde l-a luat și unde l-a dus? La fabrica de lipit butoane, cumva? Dar mă rog, dacă nu e furat, pune mâna și caută-l imediat, că aștept un curier cu un colet foarte important. Nu zici că o fi fost și ieri și n-a avut la ce să sune? L-a căpat! E bine că am fost aici și am auzit! Zen, ce faci? M-am gândit și ar fi bine să continuăm discuția acum cât e caldă. Dar zi dacă nu vrei. E, cum să nu vreau, iubito, cum să nu vreau. Hai sus. Fii atent aici, caută soneria cât mai repede. Și dacă nu o găsești, stai cu urechea lipită de ușă să auzi când bate curierul. Că dacă mai ratezi odată, vă dau pe toți afară. Așa... Deci, unde rămăsesem? La discuția despre copil și viitorul relației noastre. Mamă, cum sună! Cum sună ce, Pupăză? Cum sună... Ah, soneria! Soneria, mă scuz două secunde că aștept un colet extrem de important. Aiurea, te-ai înțeles cu ea să ne întrerupă discuția? Ai găsit butonul? Nu! Poponesule, tu-ți bagi joc de mine? Ce ai, mă? Dă butonul de la sonerie, că altfel te muți cu Matescu. Dar nu-i la mine, jur! Păi dar tu cine sună? Nu, eu abar n-am, poate-i gogoașe când îl repară. Dacă ai luat și tu o porcărie chinezească? E, dacă vrei soneria americană, cumpăr-o, frate, din banii tăi! Pupă să mai vii azi? Da, imediat! Păpunețule, să dea naiba, să faceți mișto de mine, că... Păi nu lucam eu treaba acum. Baftă să-i găsești butonul! Nu știu ce naiba fac ăia! Ce le-ai zis tu, Pupăză? Ne întrerup discuția ca să scap de responsabilitate. Tu crezi că eu nu m-am prins de faza cu soneria? Mă crezi proastă? Iubito! Cum poți să crezi așa ceva? Să știi că cuvintele astea mă doare! Vorba poetului! Dacă vreau să scap de discuție, ziceam că am treabă la bar. Nu mai eram acum aici cu tine. Ia stai! Nemernicul de Popone sună, că a văzut că avansăm cu relația și încearcă cu disperare să ne împiedice. Și tu ce faci? În loc să lupți împreună cu mine, împotriva dușmanului, tu îi dai satisfacție? Rămâi aici, că acum lupt eu! Păi stai, că poate chiar curierul! Ce vezi? Dă-te mai încolo, să stau și eu. Voi ați sunat, mă? Nu se facă, Nina, vin cu ce?
imediat butonul de la sonerie, că dăm la caserie. Ia uite, este și poetă, șefa. Dar nu-i la mine, jur, i-am zis și lui Pupăză. Poponețule, încetează cu minciunile, că eu nu sunt Pupăză. Pe cuvântul meu de pionier, în fine, de fost pionier, nu-i la mine, uite, pă, controlate și poluate. Desfă picioarele. Ce faci, iubito? Așa, de ce, pe răzbunări, vrei să mă faci gelos? Pupăză, tu insinuiesc cumva că-l pipăiam? Păi nu asta făceai? Nu! Îl percheziționam ca să găsesc soneria. Pupăză, tu cumva m-ai făcut parașută? Ah, ați auzit? Ați auzit? Sabotorul e afară! E afară! Să-l prindem! Uite! Tu sunai? Da, da, nu sunt eu de vină. A pus cineva butonul supernă și când ne așezam suna. Nu, eu, jur. Mișcă imediat și fixează butonul ăla pe perete. Și dacă reușesc să-l dezlipesc, dorm la caserie. Și după la Matescu. Ce? Nu, de loc acertie? Chiorete, ai grijă să nu ne deranjeze nimeni. E ordin. Da, să trăiți. Gata, Pupăză. Acum nu mai ai de ce să cobori. Doar dacă vine curierul. Nici dacă vine curierul, că poate să-l preia și Chiorete. Că știe și el să semneze, nu-i așa, Chiorete? Credea că mă cunoașteți. Credeți că dacă-s polițai am ciungă în păr? Până vă lămuriți voi, eu mă duc până la toaletă. Bună seara! Pupăză sunt. Vă rog să nu mai trimiteți inelul. Domnule Pupăză, ne cerem mii de scuze că nu l-am trimis până acum, dar piatra comandată de dumneavoastră e foarte rară și a ajuns foarte târziu la noi. Ar fi păcat să renunțați la așa piesă. Și ca să compensăm întârzierea, vă oferim un discount de 15%. Ce înseamnă afaceristul? Fac bani și când nu vreau. Ți-a cerut și ție? Păi ce tupeu bolșevic! Băi, e deci, parcă noi nu suntem proști! Noi nu știm că rușii... Da, suntem proști, ne bubuim! Așa e! Parcă noi nu suntem proști! Ba da, prietene! Dar nu mai întoarcești tu puțin o rană! Că banca te... bip, că nu pot, că să uită oameni ăștia! Să mor tu, că banca bip... Păi bip... bip în continuu, că e el mai mare bipuitor pe lumea asta! A dat-o el într-un fel, a trebuit să mă scot. Da. Ce am mai zis, mă? Ați auzit? Ați auzit? Ați urcă nu-i la mine? E afară, e afară, sună acum. E un sabotor acolo, da. Și tu te-a pus aici, mă? Am zis și sabotor?